Și domnilor, îi spunem bun venit domnului primar Cristian Octavian Matei și oficialităților prezente la deschiderea oficială a celui mai important eveniment al anului. Zilele municipiului Turda, de la această oră, aici în Parcul Central, va debuta festivalul de bucătărie turdeană, bucătărie tradițional românească cu meniu specific zonal din Transilvania, Maramureș, Banat, Mehedinți, Moldova, Bucovina. Domnule, o să avem și o surpriză pentru dumneavoastră. Cei de la Centrul de Echitație Salina Echines ne vor face o demonstrație, iar zilele, cele trei zile de sărbătoare sunt deja gata pentru start. Avem peste 40 de evenimente în 15 locații din oraș, 3 zile de bună dispoziție. 3 zile în care turdenii și oaspeții prezenți în municipiul nostru se vor distra la maxim la cel mai important eveniment al anului, zilele municipiului Turda, care au ajuns la ediția cu numărul 18. Să aveți o viață fericită!
Dresaj în libertate cu Miron și echipa noastră de acolo. El este Feeling, este cel mai vechi prieten al lui Miron, au o relație de peste 10 ani, cu foarte multe momente frumoase, momente minunate, după foarte, foarte multe zile de muncă. Ce face el acum? Sunt niște mișcări din dresajul spaniol, se numește piafe, pasaj. Și acum dansează. Aplaudați-l, copiii, că dansează pentru voi. Mulțumim, Feeling, mulțumim, Miron. Hoppa! Acum vă salută el, vă salută Feeling pe dumneavoastră. Vă reamintim că ne găsiți în fiecare zi între orele 9 și 17 la Centru Ecvestru Salina Equines, aici în vecinătatea Salinei, unde puteți să-i cunoașteți pe acești prieteni minunați, să aveți primii pași de inițiere în lumea ecvestră, în lumea călăriei și vă așteptăm la show-urile Salina Equines împreună cu Miron Bococi și prietenii săi. Uitați cum vă salută Feeling. Miron este un nostalgic al locurilor natale. El este plecat în Spania de mai bine de 15 ani și pentru o perioadă mai lungă de timp va rămâne aici la Centrul Ecvestru Salina Equines, unde va 4 și 6 cai. Este la noi într-o perioadă de pregătire. Urmează un concurs în Germania și astăzi este cu Hendrik și Gary. Ei sunt un cuplu de frizieni olandezi. Și la îndemnul lui Otilo ne fac o mică, mică demonstrație de echipă, să zic așa. Să-i aplaudăm pe Otilo, Hendrik și Gary. Vă așteptăm cu micul mare la Centrul Ecvestru, unde puteți face plimbări cu trăsura trasă de cai prin vie sau prin vecinătate. Avem cai de toate categoriile, să spun așa, de la ponei cei mai mici. A, da, eu v-am pierdut atenția pentru că Miron a făcut un exercițiu numit Capriola. Capriola. Vă mulțumim frumos!